Jandarmii se îndreptau către o misiune atunci când s-a produs accidentul. Aveau semnalele acustice și luminoase pornite. Mașina cu care au intrat în coliziune mergea în aceeași direcție. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul s-a răsturnat. Din primele cercetări s-ar părea că autoturismul marca Dacia 1310, fiind depășit, a pierdut controlul volanului către stânga și a intrat în coliziune cu autoturismul Dacia Duster, după care au părăsit partea carosabilă către stânga direcției sale de mers. Două persoane au ajuns la spital pentru că una era în stare mai gravă, a fost solicitat și elicopterul SMURD. Am fost solicitat pentru un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule cu 6 victime, una fiind încarcerată, 4 subofițeri de la jandarmerie nu au absolut niciun traumatism, iar cealaltă victimă fiind preluată de elicopter. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate dinamica accidentului.